Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt o rețetă foarte ușoară și foarte gustoasă. Prăjitură cu brânză. Iar pentru blat aveți nevoie de 12 linguri de ulei, 7 linguri de zahăr. Aici puteți pune mai mult sau mai puțin zahăr în funcție de cât doriți. 13 linguri de făină, o linguriță de cacao, puțin esență de rom, un praf de sare, un praf de copt și 3 ouă la temperatura camerei. Într-un bol adăugăm ouăle, peste ouă praful de sare, zahărul și mixăm aproximativ 2 minute. Am mixat ouăle cu zahărul, cam așa trebuie să arate. Am uitat să vă mai spun că mai aveți nevoie și de 12 linguri de lapte dulce, tot pentru blat. Acum, peste ouăle mixate cu zahărul, adăugăm uleiul, laptele, esența și omogenizăm foarte bine totul. Acum adăugăm puțin câte puțin din făină pe care o cernem. Amestecăm. Adăugăm și praful de copt. Praful de cacao. Din nou, puțină făină. Procedăm așa până când terminăm toată făina de încorporat. Așa arată compoziția pentru blat. Acum, o dăm deoparte și ne vom ocupa de cremă. Bun, pentru umplutură aveți nevoie de 3 linguri de zahăr. La fel, puteți pune mai mult zahăr sau mai puțin în funcție de cât de dulce doriți să fie umplutura. Aici am brânză de vaci sărată și brânză dulce. 200 de grame de brânză am din aceasta sărată și 100 de grame brânză dulce. Iar aici am pus coaja de la o lămâie netratată, câteva stafii de opțional, 3 linguri de griș, puțină esență de vanilie și 2 ouă. Am pus toate ingredientele pentru umplutură în acest robot. Le voi lăsa aproximativ 10 secunde. Dacă nu dispuneți de un astfel de robot sau de vreun blender de mână, pur și simplu le amestecați cu o lingură sau cu o spatulă. Am pus, cum vă spuneam, toate ingredientele, mai puțin grișul și stafidele. Pe acestea le vom adăuga după. Compoziția este gata. Acum, adăugăm grișul și stafidele. Puteți să le omiteți dacă nu vă place. Am aici o tavă, iar la baza acestei tăvi am pus hârtie de copt. Acum, vom turna compoziția în această tavă, compoziția pentru blat. Pelat compoziția. Acum, luăm umplutura. Facem așa mici scobituri. Și venim cu umplutura și le punem în prăjitură. Acum, opțional, eu o să pun deasupra câteva bucăți de nectarină. Deasupra la crema de brânză.
Vom da această tavă în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 20-25 de minute sau până când o scobitoare introdusă în mijlocul acestei prăjituri iese curată. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Pe mine mă găsiți și pe Facebook, Rețete Diverse by Flori. Acolo postez mult mai des decât o fac aici pe canal. Iar dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. Așa arată secțiunea. Sper să încercați și voi această rețetă. Este foarte gustoasă, foarte ușor de făcut. Spor la gătit și poftă bună! Aici vă arătam câte puțin din decorul meu de toamnă. Mulțumesc pentru vizionare!